Începe acum, doamnelor și domnilor, comentariul zilei. Alături de mine în studioul știrilor și astăzi jurnalistul Sorin Avram. Bine ai revenit. Bună, Cătălina, bine m-a regăsit. A venit, a vaccinat și a plecat. Dar ce avea de stat? Oricum, și asta și ceva de oameni înseamnă ceva. E interesant sau important. N-au fost zile întregi de vaccinare, n-au fost bucățele de zile. Pentru că a mers la Calafindești, o zonă cam izolată, pentru că a fost la Câmpul Moldoveni și acolo au venit și oameni din alte localități. Am vorbit ieri cu primarul Mihai Țenegru, a spus de pe la Frumosul, Vatra Moldoviței, comunele limitrofe. Să zicem că e bine așa, pentru că dacă te uiți la bilanțul pe data de 30 mai, când a avut loc campania asta la Câmpul Moldoveni, la Calafindești a fost cu o zi înainte, adică luni, duminică. Dacă n-ar fi fost, la Calafindești, duminică da, la... Și dacă n-ar fi fost campania asta la Câmpul Moldovenesc cu 415 oameni, ar fi fost ca în subțire 1000 și ceva de vaccinări. Merge treaba în continuare la Iulius Mall. Am văzut la magazinul care are în parcare acolo și te vaccinezi din mașină. Acolo constant merge treaba bine. Și ce am observat, așa oarecum surprinzător, că Moderna are numai 3 vaccinuri la Câmpul Moldovenesc. Fruntașe, Pfizer și Johnson by Johnson. Cred că cel mai bine... Bun, aici omul să poată să-și aleagă, dar cel mai bine, nu cel mai bine. Cel mai simplu, cel mai să-ți faci o singură doză. Johnson, și mai ales pentru, la caravană mă refer, pentru această caravană, cum ai zis și tu, vine și pleacă. A venit Arafat, Raed Arafat, a venit, a vaccinat și a plecat. Mi-e greu să cred că toată lumea care vine și își face un vaccin, coboară muntele de pe la fundul Moldovei, la Câmpul Moldovenesc, mai vine și a doua oară la rapel. Și ca să fie sigură... A doua oară la rapel, oriunde, în orice secție din asta. Nu știu dacă mai coboară așa, dacă știi, ai făcut o injecție, ai făcut un vaccin... Și e bine, crește și rămâne procentajul cumva, pentru că absolut, e că nu mai trebuie rapel. Imunizat, complet, schemă dar completă. Ce înseamnă să-ți faci reclamă cum trebuie? Pfizer a fost foarte deștept, pentru că totul a plecat de la acel contract pe care l-a făcut cu guvernul israelian. Asta a fost cea mai bună reclamă de pe fața pământului și după aia s-a rostogolit vestea că Pfizer-ul e cu moți. După aceea au venit și loviturile alea pe care le-a primit AstraZeneca acolo. E într-un documentar, peste câțiva ani de zile o să aflăm ce a fost în spate. Da? E de bănuit ce s-a întâmplat, e lesne de bănuit, dar o să aflăm într-un documentar peste câțiva ani că AstraZeneca a fost carotată. Paul Tată. A fost carotată. E totuși și o instituție de cercetare de prestigiu. Da, e cu Oxford în spate, da. Dar Moderna m-a surprins numai 3 vaccinări pentru că n-au avut parte de reclamă bună. Pfizer-ul este cel mai cântat vaccin. Și cel mai scump. Și, da, achiziție. Dar dacă nu dai nimica, așa. Și Johnson by Johnson vine tare din spate pentru că e vorba despre o singură doză. Între timp s-a deschis și centrul de vaccinare de la Universitatea Ștefan cel Mare. Aici programul de funcționare este scurt, doar în timpul săptămânii, de la 8 la 14. Da, eu cred că e suficient. E țintit pe o anumită categorie de public. Aici studenții care vin pentru înscriere, da, cam ăsta e publicul. Da, nu cred că o să fie atât de multă lume care se vaccineze acolo. Și aici sunt exact aceleași și două vaccinuri. 14 vaccin. E arhi suficient. Tot Pfizer și Johnson & Johnson. Astăzi a fost pe la mine. O să vedem și cine are interes să se înmatriculeze, nu? Și face vaccinul cu Pfizer. Da. Azi a fost pe la mine doctorul Hâncu, președintele Colegiului Medicilor, și mi-a zis că a încercat și Colegiul Medicilor să facă un centru de vaccinare, să facă din asta un maraton din asta de vaccinare. Numai că n-a găsit loc, colo era ocupat, colo era ocupat, colo sală de nunți îndată se dă drumul și n-au găsit cei de la colegiul un loc. Însă eu zic că în municipiul Suceava e suficient. Am mai zis noi, numai cine nu vrea, nu are unde să se vaccineze. De câte ori vrea ca omul ăla din Dorohoi, vezi mai bine, auzi mai bine. Aici îți faci un Johnson, acolo îți faci un Pfizer, mai încolo un Modern, așa. Deocamdată nu e permis, dar au fost discuții. Păi ca o a treia doză să fie din alt vaccin. Păi nu ți-a zis omul că aude și vede mai bine. Eu de-aia cred că nu vor să ne mai facă să ne auzim, să nu vedem mai bine. Să nu dacă fie chiar acel 5G despre care că dacă încerci să auzi cu adevărat ce spun ăștia de la guvernare și să vezi cu adevărat, te nebunești. Nu mai. Gheorghe Flutur și Ion Lungu s-au poziționat amândoi în aceeași tabără. Erau poziționați de când a fost Florin Câțu la Suceava. Ți-am zis de atunci că a fost campania electorală. Florin Câțu
mincinosul, că așa îmi place mie să-i spun că e mare mincinos. Asta cu autostrada e o mincină gogonată pe care a servit-o pe loc, a dat-o pe loc, așa. I-a venit, hai să dau la fraierii de la Suceava, că noi suntem considerați fraieri în continuare. Să-și asigure tocmai această susținere a organizației. Da. Și era clar că Gheorghe Fluturi și cu Ion Lungus cu el. Pentru că ei s-au dus pe bani acolo, că nu s-au dus că e Florin Câțu frumos. Că dacă Florin Câțu era sudor, sculer matrițier la Vâlcea, de unde el, din fundul orașului, nu îl băga nimeni în seamă. E prim-ministru, deține funcția asta deocamdată. Când nu o să mai dețină funcția de prim-ministru, o să-l dea în șuturi afară, în șuturi, și de la partid, și de aia. Deci asta este roata în politică. Au fost președinți de partid, N, și prim-ministri, Victor Ponta afară, Călin Popescu Tăricianu afară, și din partid, și de la, așa, tot, deci tot. Deci Ludovic Orban nu știu în fund, a fost prim-ministru una de zile, nu știu în fund acum. Florin Cîțu o să ia și el, nu știu în fund. Și asta, e, asta este mersul. Și ăștia din teritoriul micii, adică dar activul de bază, da, activul de bază, activul de bază se duce unde e banul. Că cine e prim-ministru și are bani? Ludovic Orban, întrebat, având o reacție în urma anunțului de candidatură, a fost întrebat chiar despre asta, că oamenii cu funcții grele s-au dus după bani. S-au dus pe principii. Și el zice că nu, nici nu are cum. Nu, ei după principii s-au dus. Niște mincinoși toți, niște... Dar Ludovic Orban, îmi pare rău de el, că a fost penibil, adică a apărut singur, așa. Dar ce teatru au făcut, ce scenarii, ce regie, ce scenografie... Cum se întâlneau ei ziua ca hoți în spate ăștia, trădătorii lui, că i-au trădat toți, sunt niște trădători, că îi pupau mâna lui Ludovic Orban. Mai ăștia. Acum câteva luni. Ministrii lui pește prăjit, că erau nimeni în vânt, nimeni în drum, și au pat mâna lui Ludovic Orban și erau în stare să-i pupe și condurul. Și acum că e Florin Câțu l-au trădat, s-au dus în partea aia și ei... Și când auzi că vorbesc despre valori liberale și despre onoare, te doare capul și că ei s-au dus pe principiu. Nu? Așa, și cum s-au dus ei ziua ca hoți la Foișor, se întâlneau în spate la Foișor, deci trădătorii lui Ludovic Orban, la se grupau acolo, s-au dus pe Emil Boc. Așa, ei nu intrau în sediu când veneau, treceau prin fața ușelei polonsite de la sediu pe care a scris eu un articol. Bună. Voi vă bateți, erau toți îmbrăcați de lux și fițoși și fițoasa aia cu batistuțe și fără batistuțe. O fițoasă și o închipuită a pământului ea din Botoșani. Îi ducea mapa lui Teodor Stolojan Servieta, o cunosc de când era atâta. Bine, ea tot în altă. Și acum e mare închipuită, mare ministru. Și treceau toți închipuiți pe acolo, mă, și nu le era unuia. Nu i-a fost unuia rușine cu sediul la polonsit. Un jigărit în ăla din Modrogan a ajuns. Cred că e greu să obțină acord de la cultură să-l modernizeze. Tu partid de guvernământ să-mi spui mie că tu reconstruiești România și o faci și să nu dai un var la sediul ăla și să-ți atârne ție cablurile alea pereți, o mai mare rușine. Și acum că, și cu trecerea lui bine, și Gheorghe Flutur, Emil Boc, mai mulți de la PDL. Rareș Bogdan? Așa, partidul e capturat, el a fost capturat de mult de PDL, PNL-ul de fapt este PDL, sediul Modrogan este al PDL-ului, fostul sediu al PD, care a fost sediul FSN-ului, eu am fost în sediul ăla în 90, nu mai știu, în 96, că a fost al FSN-ului și a trecut la PD, la PDL-ul și au mai PNL, deci... PNL e PDL, practic. Ce s-o mai învârtim? Dar și grupul acesta care... Are nevoie de un suflu nou. Da, și e o gașcă nouă, mai nouă. Cu Siegfried Mureșan. Cu tinerii. Deci PNL e capturat, e un partid capturat. Așa. Și atâta ce să mai zic. Ludovic Orban înfrânt? Da. Deja? E și în grupă. Deci nu se mai joacă. No, pe asta o Florin Câțu, doamna a de capul cu Klaus Iohannis, cu gașca lor, cu grupul de la Cluj. E jucată. Suceava are alianță cu ambasada Franței direct,
Alianța franceză, această instituție care își dorește să încurajeze învățarea limbii franceze, să propage mesajele francofone. Nu numai asta. Eu astăzi am fost și doamna Adeleanu pe la radio. E mai mult decât componenta asta culturală, e și o chestiune care ține de partea economică. Unul la mână spunea doamna Ardeleanu că afla și dumneavoastră așa cu oarecare surprindere că la nivelul județului nostru sunt foarte multe pensiuni ținute de francezi și că urmează să facă un inventar. După aceea au ambasadoarea și delegația dumneavoastră au fost cu toți în vizită la Ambro. Ambro este deținut de un concern francez, Rossmann. Și spunea doamna Ardeleanu despre legăturile economice care ar urma să se creeze cu această alianță. Deci, dincolo de un dans, un film, un teatru, o reverență, un șerbet și o felioară de salam subțire, așa, și o scoică, e și componenta asta economică. Hai să mai facem, să mai dăm un șurub, să mai aducem un calculator, să mai facem ceva. Și faptul că Alianța Franceză este prezentă aici... Reciprocă, nu? Păi da, reciprocă, da. Așa, e un plus pentru cei care își doresc să lege, să aibă niște legături cu economia Franței. Și încă mai spuneam, da, Adrian, ceva, că alianța asta nu e pe viață aici, că dacă nu ai o activitate, dacă nu se fac lucruri așa, alianța se desfințează. Adică aici e și cu implicarea ambasadei Franței și implicit a guvernului Franței. Și nu poate cineva, pe urmă, să ia pe persoană fizică să facă două afaceri și să spună nu. Deci e o chestiune destul de complexă. Să vedem ea cum se va dezvolta. A plecat totuși pe un fundament destul de solid. Da, bine, a fost și cu verificări multe. Fiind, să spunem, liantul acestei asocieri, da. Și primind totodată, înmânându-i se... Da, ceea o distinție, ce cea mai înaltă distinție. Este cea mai înaltă distinție acordată cetățenilor care aduc servicii statului francez. Și faptul că doamna a primit această distinție, dar și faptul că președintele Alianței francez este rectorul Valentin Popa, deci e băgată și universitatea, au fost întâlniți și primarul și președintele Consiliului Județean, deci e băgată multă. Pare ceva serios, nu? Da, da, și nu cred că se destramă așa, mâine s-a încheiat s-au încheiat festivitățile și mai s-a încheiat alianța. Pe de altă parte, Casa Prieteniei parcă e insuficientă pentru amploarea evenimentului. E insuficientă pentru că e sub ocupație, că e Consiliul Județean acolo. Nu sub ocupație austriacă sau franceză? Sau... Sub ocupația celor care n-au putut să aibă grijă de Palatul Administrativ și altă. Altă prestanță ar fi avut sediul Alianței Franceze într-o clădire istorică precum Palatul Administrativ. Da. Nu acela de astăzi. Bun, altă prestanță, dar alte prestanță ar fi avut și dacă n-ar fi fost sub ocupație. Adică ar fi fost suficient spațiul Casei Prieteniei? Da, nici... Dacă ar fost dedicat acestea. E suficient spațiul, dacă nu ai armată de ocupație înăuntru, nu mai încap de ei. Nu se poate grăbi un pic dezocuparea? Deci se termină mandatul ăsta, nu se face nimic. Palatul nu se repară, Palatul Administrativ reparat la cap-coadă, nu așa. Nu se face nicio șosea de centură. Zis, autostradă, poate, nu mai vorbim. Poate la Fălticeni se începe ceva. Se termină spitalul. Nu se face nicio autostradă, deci nu se face nimic. Spitalul ăla, da, din asta, din peleț, paleț. Nu. Dar nu se face nimic. Nu. Și asta este dureros, adică e trist, așa, e mâhnitor. Aici tu trei clădiri istorice în orașul ăsta și stai cu ea, zaci acolo... Nu face nimeni nimic la ea și ca arsă stă acolo în buricul târgului. Nu o se face nimic către ea. Numai vrăjeală. Ceva totuși se face. Îți mulțumesc pentru discuție. Se deschide Muzeul Arta Lemnului, de exemplu, în Câmpul Moldovenesc. Urmează în jurnal.